Bine ați venit, doamnelor și domnilor, eu sunt Daragiul dumneavoastră preferat și astăzi am decis să facem ceva nostalgic. Pe când mă uitam eu prin calculator să-mi șterg o grămadă de chestii pentru că s-au umplut, e full, am desktop-ul plin peste tot. Deci dacă intri la mine mai computer vezi toate drive-urile cu roșu. În timp ce făceam curățenie am dat peste Tarzan, am dat peste un joc vechi cu Rexio pe care îl găseai înainte pe CD-uri la revist și mai departe. Și a venit ideea, ce ar fi să jucăm împreună niște jocuri ale copilăriei pe site-urile alea de pe vremuri, frate, Y-Cop, Miniclip, Minijuegos. Și să vedem ce jocuri au mai apărut și dacă le găsesc pe alea vechi. Vreau să-mi simt copilăria din nou. Dar înainte să intrăm pe Y-Cop și pe site-urile astea, avem un sponsor la acest clip și anume Raid. Cu băieții de la Raid am mai lucrat în trecut. Eu am jucat jocul ăsta destul timp, cred că am vreo 2-3 luni de când îl joc. Am avut pauze, ce-i drept, pentru că n-am făcut toate job-uri și alte chestii, dar l-am jucat destul timp cât să vi-l recomand. Am și eu o legendară și m-am mândrit cu el. Nu e foarte bun, ce-i drept, dar e legendara mea și îl iubesc. Septimus îl cheamă, tanti asta e foarte bună, pentru că e multi-target, am făcut-o la maxim. Iar ca să faci rost de campioni în jocul ăsta, intri în portal frumos, ai niște shard-uri pe care le câștigi. Dar hai să vedem ce prindem dacă deschidem 3 din astea albastre, sunt și eu curios. Oh my god. E useless. Adică e un rar, nu e gen epic sau legendar sau ceva. Stai să mai deschidem unul să vedem. Mai avem încă unul pe lângă ăsta. Te rog, dă-mi un ceva mai... Nu, te știu, te-am avut, te-am șters de atâtea ori. Și încă unul. Epic, te rog. Oh my god, asta o mai am o dată. Știu că e rară. Eu am făcut-o la maxim, de-aia e bună. Nu știu dacă mă ajută faptul că mai am încă o dată acum. Dar vă dați seama de ce am ales-o. Na. Iar acum, ca noutate, pentru că au băgat ceva nou ăștia de la Raid, practic de aia mi-au zis să mă reapuc de joc, este faptul că l-au băgat și pe PC, adică e varianta asta de desktop. În momentul să stau pe desktop, nu mai trebuie să stau pe telefon să mă joc. Și dacă aveți cont și v-ați jucat sau vreți să vă faceți un cont acum să vă jucați, aveți un link în descriere și dacă vă logați de acolo, veți primi pe cont atunci când intrați pe joc vreo 50.000 de silver, adică bănuții ăștia de aici, și niște bonusuri mișto, numai bune pentru începători. Iar acum, haideți să intrăm pe Y-Cop să vedem ce se mai întâmplă acolo. Simt nostalgia cum curge deja prin mine. Wow. De cât timp n-am mai intrat aici, frate? Nu țin minte să fi jucat asta. Și aparent are vreo 2 milioane de play-uri. Fish it fish, frate! Mai cât de... Bă, ăsta era jocul ăla care îmi dorea mie virus pe calculator non-stop când îl downloadam. DZ2, nu-l știu, Zuma, care se numește Suma. Aici îl știți cu toții. Crash the Castle l-am jucat o grămadă. Oh my god, Playing with Fire. Nu le știu pe toate, sunt și unele pe care nu le știu, dar o grămadă din ele, gen ăsta cu Knife Hit, Levret, Tattoo Style Shop nu mai știu, Grindcraft probabil e nou. The Farmer. Jocul care mi-a furat copilării. Mă jur pe The Farmer stăteam. Uite, Born to be Big. Hai să intrăm și pe unul dintre ele să-l și jucăm. Mă uitam pe primele 3 pagini. Nu pot să cred. Nu știu, poate mi se pare că sunt overly dramatic sau că exagerez. Bă, jocul ăsta. Băi, deci, în momentele când mă simțeam cel mai de căc la școală și când... Nu știu cum să vă zic. Când eram cel mai jos punct al meu, băgam un joc din ăsta și mă simțeam atât de bine. Pentru că... Na, nu știu. Pur și simplu. Nu mai știu povestea, nu mai știu nimic, dar știu că era point and click, frate. Vreau să intru un pic, vă rog eu frumos. Un pic doar. Our nightmares take us in a very strange world. Exact. Friend Victor knows it too well. Again, his nightmares. Poate voi nu-l știți, dar eu jucam o grămadă de point and click-uri. Făceam așa, gen cu tabu, aveam o șmecherie cu tabu, dar acum văd că nu mai merge. Să-mi highlighteze unde pot să apăs și chestii, uite. Uite, și astea erau greșeli, vedeți? Și cu cât greșeam mai mult, cu atât venea dracul ăsta după mine. Ia. Deci chestia asta... Victor's nightmare has not been vanquished. Ok. Want to play again? Nu, dar... Bă, ce blest mi-a dat! Nici nu mai știam de jocul ăsta, bă. Și ce jocuri mai erau? Ma. Bă, puteai să schimbi culorile. Eu mi-l făceam de obicei albastru, parcă turcoazul ăsta, așa. Ca aici în fundal, vedeți? Turcoaz. Îmi puneam, cum îmi puneam pe atunci?
Alpaca sau Evolix, aveam niște nume din astea. Acum hai să spunem Daragiu, să fie de actualitate. Îl dăream și dăream și mai mare pe Space War to Continue, așa. Iuhu! Frate, și era mișto că veneau din ce în ce mai mulți. Și grește că atunci nu aveai calculatoare să joci jocuri din astea. Adică să le dai la D, să le nebunești. Și faptul că erau pe net ajutau foarte mult. Mai ales că la informatică mulți jucau chestiile astea. A, prostă. Bine, văd că e super easy. Nu mai știu ce scheme făceam eu. Sau dacă se încărca bateria aia sau se întâmpla ceva. Oh! Direct unul pe altul. Monster. Mai de capul meu. Ăsta era gen pe vremea Crazy Monkey, da, țin minte. Ăsta era pe vremea când era Duel Masters-ul șmecher. Cu toții jucam Duel Masters și Yu-Gi-Oh! Și așa mai departe. Și nu puteai să... Nu exista Duel Masters sau Yu-Gi-Oh! Pe net să joci. Existau niște variante pe care le aveai pe CD-ul sau pe PlayStation, nu mai știu exact. Dar eu acasă nu aveam și jucam Monster Master ăsta. Era un fel de copie, să zic așa, proastă pe net. Și așa învățai engleză, frate, pe atunci, pe bune. Uite, citeai aici, gen Stan's Enemy Monster on Hit. Jucam gen o grămadă la el și învățam ce naiba. Frate, jocul ăsta, frate, aveam și tas de la Sarbacan. Nebunia lui Sarbacan. Și era ideea că puteai să mergi, frate, uite, ia. Da, puteam să merg și să dau, deci shift run și te poți și lovi, aparent. Au, mă pușcă cine, aoleu. Mai erau și jocurile la care dădeai una mică. Naughty Games, pe vremea aia în care te pupai cu nu știu cine și nu trebuia să te prindă nevasta. Sau erai profesor la școală și era o elevă din aia bună. Dacă stai acum să te gândești, nu-s neapărat cele mai ok jocuri. Trebuia să te uiți la ea și să nu te vadă cum ar veni. Nu mă știu exact cum naiba TVR, pentru că nu mi se pare că se uită măcar spre geam. A, trebuie să deschid. A, trebuie să dau cu click, ok. Nu! Bang! Ok, te descoperă până la urmă. În fine, ce dracu mai puteam să joc pe aici? Mai de capul meu! Grow Island-ul, frate, poate pentru voi real. Nici măcar nu înseamnă ceva, dar... Aici puteai să-ți bași chestii pe harta asta random și se întâmplau lucruri și puteai să evoluezi insula la maxim doar într-un fel. Nu mai știu rețeta, vă dați seama. Și uite, dacă pun un omuleț aici, face aici o chestie și la un moment dat le combină, iese vulcanul ăsta, curge peste ei. O întreagă nebunie, am făcut restul level up, dacă pun asta se mai întâmplă ceva. Aici aș făcea unul ca să țin minte. Ia, asta e vulcanul. Ajungeai pe luna asta de aici. Ăsta, nu știu de ce jucam, că era buș în el sau nu mai știu ce se întâmpla. Da, era buș în el, fără niciun motiv, era un fost președinte al Americii care îl dădeai cu capul de toate biruțele astea și încercai să-l strecori. Vă vreau seama că gen ăsta era un joc și era super jucat, adică nu știu, are 5 milioane timp joc scrie aici. Toată lumea l-a testat odată și era mișto din simplu motiv că n-a putut să faci chestia asta, gen să-l manevrezi. Nu era ideea că e bush sau ceva, dar îl manevrai așa random. Prince of Persia ăla vechi, de la Ubisoft, gen Prince of Persia ăsta pe care acum poți să-l joci pe net, frate. Țin de că niciodată n-am trecut de niște nivele, adică de nivelul ăsta, de exemplu. Ok, știa să treci repede, nu? Ok. Știți Prince of Persia, n-aveți cum. Hai să mă uit la trei jocuri finale. Deep Frozen Love, Kinder Surprise, nu l-am jucat niciodată. Bartender Celeb Mix, nu am apucat niciodată să joc pentru că îmi dădea bug când eram mic. Bartenderul ăla normal mergea și varianta asta mofticam că nu merge. N-am jucat niciodată în varianta asta, m-am zis, mereu îmi dădea crash. Se întâmpla ceva cu Flash Studio-urile, cu... Claim it to know the drink I want. Make a me a mystic marvel. Click some for clue. Ce? Bă, hai să ne dăm cu ghicitul și vedem după aia. Așa, asta, hai să mai punem, nu știu, zicem de asta. Și ce înseamnă asta? Să iau niște lime sau niște olives? Pun niște lime la final. Hai să vedem. E albastru, clar, nu e deloc. Marvel Mystic-ul ăla, dar o culoare mișto, recunoașteți. Chiar e mișto culoarea. Ia, vomiți, mori? Nu așa că nu e o notă bună. Ok, nici acum nu sunt bun la bartender. Dar țin minte pe vremea aia că real nu mă lăsa să joc și acum că l-am jucat mă simt așa împlinit, un vis din copilărie a devenit realitate.
nici nu mai zic de douchebag life-uri și de tantile astea și poliar 3D-ul. Și da, astea au fost jocurile de pe Y-Cop. Real mai sunt o grămadă, vă dați seama, și mai sunt și aici pe mini-clip, frate. Frate, Bubble Trouble, Commando. Sper că v-a plăcut clipul ăsta. Sper că, nu știu, ați avut și voi un hit de nostalgie. Cei care ați fost pe vremurile alea în care erau jocurile astea gen hot și toată lumea le juca. Eu am fost dragiul nostru preferat și ne vedem data viitoare. Sâmbătă o să postez un clip despre cu și despre youtuberi, top 5 youtuberi mai exact. Dar până atunci eu v-am pupat și ne vedem atunci. Muah!